Bărbatul de 43 de ani nu mai avea de mult o locuință. Stătea pe unde apuca, dar în ultimul timp își găsise adăpost împreună cu concubina sa și alți câțiva ca el într-un imobil părăsit din spatele direcției silvice. Azi dimineață însă nu s-a mai trezit. Aseară, să zic că nu prea l-am văzut bine, dar era un pic așa, cam rău. Dar el locuia aici pentru că nu are casă sau ce? Da, nu avem nici eu, nu am unde, tot aici locuiesc. Dar câte persoane stați aici? 6-7 persoane. I-a fost bolnav, i-a fost rău, a vomitat. Îl știați bolnav? Da, cum să nu. Dar copiii lui nu s-au mai interesat de el? A lor sunt însurați, măritați, știu eu cum sunt. Bărbatul nu a fost mereu un om al străzii, a avut familie și 4 fete. Din cauza viciului pe care îl avea, alcoolul, familia s-a destrămat și a ajuns pe drumuri. Situația l-a făcut să-și înnece și mai mult amarul în băutură, până astăzi. Polițiștii cercetează acum cauzele morții. Era cunoscut și cu anumite afecțiuni medicale, însă nu excludem nicio posibilitate. O să vedem în urma necropsiei care a fost cu adevărat cauza morții. Era, locuiește într-un spațiu, ați văzut și dumneavoastră, insalubru. Sunt mai multe persoane fără adăpost care locuiesc aici din când în când. O mizerie de nedescris. Dacă nimeni nu-i va revendica trupul, cheltuielile cauzate de mormântare vor fi suportate de primăria Pitești.